Armata israeliană a lovit în această seară, a lovit în sudul Beirutului, vizând un comandant al Hezbollahului care ar fi responsabil de uciderea a 12 copii, o crimă care a avut loc sâmbătă pe platoul Golan. Situația din Orientul Apropiat escaladează. Statele Unite avertizaseră Israelul să nu atace în Liban, însă avertismentul lansat de Benjamin Netanyahu a fost luat în serios de toate țările occidentale, care de ceva vreme, de câteva zile, își cheamă cetățenii fie să se întoarcă acasă din Liban, fie să nu mai facă deplasări în această țară dacă aveau în plan acest lucru. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Sunt în legătură directă domnul Andy Lăzescu, analist de politică externă. Bună seara, domnule Lăzescu, mulțumesc mult! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Îl salut și mulțumesc foarte mult analistului Ștefan Popescu. Bună seara, Ștefan Popescu, mulțumesc pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ștefan Popescu, avertismentul era clar, Benjamin Netanyahu era hotărât să răzbune moartea celor 12 copii. Iată, s-a întâmplat în urmă cu puțin timp. Israelul a lovit în sudul Beirutului, dar agenția France Press zice că acel comandant al Hezbollah pe care îl ținteau n-a fost ucis, a reușit să supraviețuiască. Ne așteptăm ca situația să devină mai gravă în Orientul Apropiat? Deja a crescut în intensitate, din primăvară a crescut. Sigur că acum, prin uciderea celor 12 copii, pentru că până la acea dată, Hezbollahul lovea quasi cotidian platoul, podișul Golan, dar căuta să tragă în apropierea țintelor sau să lovească țintele militare. Pentru prima dată a lovit, iată, un obiectiv civil și s-a produs acea tragedie. Israelul era obligat să reacționeze. Nu cred că va începe Benjamin Netanyahu un război în toată regula împotriva Hezbollah și nici de partea cealaltă. Sigur că lucrurile pot oricând scăpa de sub control. Eu fac acum un raționament stând aici, analizând lucrurile, dar de multe ori există o dinamică a războiului care scapă oricărui raționament. Dar trebuie spus că Israelul, principalul lui obiectiv este să forțeze Hezbollahul să se îndepărteze, să-și îndepărteze echipamentele militare de la frontiera cu Israelul. Situația este gravă nu numai în Golan, în nordul Galilei de asemenea este gravă. 120.000 de israelieni au fost mutați de acolo, stau în hoteluri, stau pe la rude. Hezbollahul a distrus orice activitate agricolă în acea zonă cu bombe incendiare care a distrus culturile permanente. Deci nu este o situație foarte bună și atunci Israelul dorește ca să oblige Hezbollahul, profitând și de ceea ce s-a întâmplat aici, să materializeze. Există și o rezoluție a Consiliului de Securitate 1701 din 2006 care obligă Hezbollahul, nu a respectat-o, să-și țină echipamentele militare la nord de fluviu Litani, la 29-30 de kilometri. Israelul nu cred că va demara o operațiune de amploare așa cum s-a întâmplat în Gaza. Cu Hezbollahul este o situație mult mai complicată, este mult mai bine înarmat, are mult mai mulți, e o armată regulată, practic, tipică, are foarte mult armament care ar putea să suprasatureze apărarea aeriană, antiaeriană israeliană și de cealaltă parte cred că și Hezbollahul cred că va mai face o demonstrație de forță, dar nici el nu are interes ca să intre într-un conflict frontal cu Israelul. Se uită la ce se întâmplă în fâșia Gaza, la distrugeri, iar slăbi și mai mult baza pe care o are în sudul Libanului și poziția în cadrul echilibrelor de putere din Liban. Loviturile pe care Israelul le-a dat în sudul Beirutului sunt destul de puternice. Clădirile
pe care vedeți în spatele meu, am văzut și alte clădiri, sunt puternic avariate. Domnule Lezescu, este acesta un prim pas către, sau mă rog, un pas care duce Israelul mai aproape de un război cu Libanul? Bun, tot Orientul Mijlociu e ca pe un butoi de pulbere. Și, de fapt, va depinde foarte mult ce se va întâmpla sau felul în care este coordonat Hezbollah-ul de la Teheran. Trebuie spus că astăzi a avut loc și inaugurarea noului președinte iranian la Teheran și, în ciuda faptului că, mă rog, multă lume își făcea iluzii că el este, în principiu, mai moderat, dar, pe de o parte, capacitatea lui de joc este limitată. Până la urmă, decizia este luată de Ali Khamenei, de liderul religios suprem și, în general, de acest binom, partea religioasă și gărzile iraniene republicane, care sunt și ele foarte influente. Deci totul depinde, sigur, e o încercare în care mulți actori, și acum apar tot felul de actori cu interese diferite. Ați văzut China, care se implică, și ea, Rusia. Sigur, în general, nu se dorește o escaladare a conflictului, iar tipul acesta de lovituri, Israelul le-a făcut frecvent și înainte, deci vizând lideri din Hezbollah. Și în general, deci asta e o practică curentă a armatei israelene. Acum e de discutat dacă Israelul va considera că această lovitură de care ați pomenit este suficientă. Probabil că nu. Cred că va încerca, dar nici eu nu cred, așa cum spunea și Ștefan Popescu, nu cred că se va declanșa o operațiune terestră, de exemplu. Iranul a și anunțat de altfel că dacă s-ar întâmpla asta, ar și interveni direct. Dar, mă rog, nu din acest motiv. Cred că nici americanii și americanele i-au transmis izraelenilor că nu doresc și nici ei nu cred că vor asta. Sunt totuși încă destul de prinși în Gaza și vor să încerce să rezolve situația acolo. Dar evident, cum toate sunt, să nu uităm de Houthi, să nu uităm de... Sunt atâtea zone de instabilitate în această zonă, încât, sigur, la un moment dat, situația poate să scape de sub control și nu știm exact încotro se pot duce lucrurile. Un lucru e cert, moartea celor 12 copii a fost văzută ca o provocare, Ștefan Popescu, ca o provocare care a depășit toate liniile roșii. Asta spuneau israelienii după ce s-a produs acest carnagiu, 12 copii morți. Este interesant să înțelegem ce a fost în spatele atacului asupra platoului Golan de sâmbătă. Platoul Golan este țintit frecvent, am spus, aproape în fiecare zi de către Hezbollah. Este o zonă foarte disputată. Știți foarte bine că ea a fost ocupată de Israel în 1967, la capătul războiului de 6 zile, anexată în 1981, iar această anexare este recunoscută numai de un singur stat, de Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a făcut această recunoaștere. Este și o zonă foarte importantă pentru că sunt surse de apă acolo. Apropo de liniile roșii, eu cred că liniile roșii tot timpul se depășesc, tot timpul se spune s-a depășit o linie roșie. Cred că nu s-a depășit ultima linie roșie. Zona este locuită cam jumătate de druzi, jumătate de israelieni. Nu toți druzii au cetățenia statului evreu, numai o mică parte, cam 20%. Sigur că este o dinamică să-și ia cetățenia și cred, nu știu dacă tinerii în cauză aveau cetățenia statului evreu. Ce este că există o proximitate între comunitatea druză și statul Israel. Druzii sunt singurii, cei care au cetățenia israeliană și singurii minoritari, dacă vreți, care au sub comandă unități ale armatei israeliene. Sunt ofițeri și subofițeri druzi care și-au pierdut viața în
în Gaza, în cursul operațiunilor din Gaza. Deci Israelul se simte responsabil și solidar cu această comunitate, că există ca o cetățenie sau nu. Există o dimensiune emoțională, mai ales uciderea absolut oribilă a celor 12 copii. Am văzut și reacția ministrului apărării al Israelului, foarte emoționat. Deci, dar este clar că Hezbollahul și-a intensificat operațiunile militare vizând această zonă slab populată și nu teritoriu israelian recunoscut de quasi totalitatea comunității internaționale. După, din aprilie anul acesta, la 1 aprilie a avut loc bombardamentul unui consulat, consulatul unei clădiri consulare a Iranului la Damasc, soldat cu moartea unor responsabili de frunte ai trupelor Al-Quds, care sunt branșa Corpului Gardienilor Revoluției din Iran, însărcinată cu operațiunile externe. Și atunci cum Iranul a răspuns, bineînțeles, știți, demonstrația pe care a făcut-o, atacul asupra Israelului, dar a fost o demonstrație de forță, pentru că i-a avertizat la ce oră pleacă, în ce direcție, a existat și o anumită coordonare, avertizare, să spunem, comunicare către partea americană. Dar de atunci Hezbollahul și-a intensificat tirurile cu obuze, rachete, drone asupra zonelor de proximitate din nordul Israelului și, bineînțeles, asupra înălțimilor Golan. Statele Unite avertizaseră Israelul să nu o facă, să nu lovească Beirutul, să nu lovească Libanul și totul s-a întâmplat. Ce arată asta despre atitudinea lui Netanyahu acum când știm cu toții Statele Unite sunt într-o schimbare înainte de alegeri care poate fi destabilizantă pentru ordinea mondială așa cum o știam noi? Da, în general se consideră că acest tip de atitudine, care oricum balea și înainte în perioada lui Biden, Kamala Harris, care sigur are o voce specială deja în acest moment, are o atitudine clar mult mai ostilă față de Israel. Lucrul ăsta care nu face decât să încurajeze, și Hamasul și Hezbollahul. Evident, sunt semnale, acest tip de ruptură între Statele Unite și Israel, sigur că încurajează în general forțele ostile din regiune. Și sigur, sunt Statele Unite, lucrurile, părerile sigur sunt împărțite, dar e clar că deocamdată e o atitudine de tipul ăsta ezitantă. Acum, nu cred, în anumite, sigur, Netanyahu și în general cabinetul de război, că până la urmă în Israel e un cabinet de război. Cabinetul de război, sigur, ține cont de unele, să zicem, limitări făcute, mă rog, venite de la Washington, dar nu neapărat. Adică își urmează strategia, de exemplu, când a fost vorba de Rafa sau de alte lucruri, Israelul și-a văzut de strategia sa, adică nu a ținut cont. E adevărat că lucrul ăsta a dus la blocarea unor arme către Israel, unor livrări de arme către Israel. De altfel, dacă să ne aducem aminte că în discursul din Congres Netanyahu a făcut trimiterea la acest lucru și a spus să trimiteți-ne arme cât mai repede ca să terminăm și noi situația, să rezolvăm situația din teren cât mai repede. Pe de altă parte, m-am uitat după această criză legată de Hezbollah, care e o criză, într-un fel, ceea ce face Hezbollah este să mențină permanent o stare dintre asta de tensiune cu atacuri. Sigur, atacul ăsta a fost mult mai dramatic și mai emoțional, cum spunea și Ștefan Popescu, au fost copii omorâți, era un meci de fotbal. Nu știu dacă a fost intenționat atacul în sensul ăsta, dar e cert că a stârnit multe emoții în Israel. Deci Hezbollah face permanent, dar m-am uitat că în cursul acestei tensiuni, Lloyd Austin, șeful Pentagonului, totuși a declarat că Statele Unite, în cazul în care lucrurile ar degenera, sta alături de Israel. Probabil că e și un semnal transmis Hezbollah și Iranului, că până la urmă
ca să zic așa, în primul rând trebuie să vorbești cu Iranul dacă vrei să se audă în Liban la Hezbollah. Deci e un amestec acolo, dar situația, sigur, din punctul de vedere a relațiilor bilaterale, nu este la fel de bună. Evident, din perspectiva Israelului, ar prefera o schimbare la Casa Albă, probabil că nu ar aplauda foarte tare, mă rog, dacă la Casa Albă ar veni Kamala Harris. Dar vom vedea. Oricum, e puțin probabil ca Statele Unite să abandoneze Israelul, dar există acest tip de relații care sunt mai complicate decât în trecut, când Israelul s-a așteptat la un sprijin foarte substanțial din partea Statelor Unite. Urmărim situația din Orientul Apropiat, pentru că există deja o controversă. Sunt surse care susțin că cel pe care israelienii îl vizau și pe care îl considerau atacatorul de sâmbătă ar fi fost ucis, alții spun că n-ar fi fost ucis, dar mai e un subiect pe care, cu permisiunea noastră, aș vrea să-l discutăm, pentru că e foarte interesant, mai ales pentru noi aici, în această parte de lume. Ungaria le oferă vize rușilor și cetățenilor Belarusului, ceea ce ar deschide larg porțile Uniunii Europene pentru spionaj. Asta a susțin reprezentanții Partidului Popular European, PPE, care ridică obiecții în materie de securitate în urma unei decizii a Ungariei de a relaxa restricțiile pentru vizele acordate cetățenilor din Rusia și Belarus. Chiar președintele PPE, Manfred Weber, este cel care îi scrie șefului Consiliului European să-i spună că noile propuneri făcute de Ungaria ar putea să încurajeze spionajul rus în Europa. Bun, acum Ștefan Popescu, cal troian al Rusiei în Europa, asta se spune despre Victor Orban, dar atât de repede să pună în aplicare niște proiecte care să le permită rușilor să intre fără restricții în Uniunea Europeană. Da, deci cu o procedură simplificată, exact. Pentru că Ungaria trebuie să țină seama de anumiți parametri fiind în spațiul Schengen, integrată în totalitate în spațiul Schengen. Trebuie spus acest lucru. Nu, Ungaria continuă politica sa de, hai să spunem, de semnale pozitive în direcția Moscovei. Am avut, bineînțeles, inaugurarea președinției Consiliului Uniunii Europene cu acele vizite Kiev, unde a vorbit, bineînțeles, despre pace, dar pace în condițiile actuale. Știm foarte bine ce înseamnă, că înseamnă practic o înfrângere umilitoare pentru Ucraina, în orice caz, dacă nu umilitoare, puternic în dezavantajul Ucrainei, apoi vizita la Moscova, vizita la Beijing. Ungaria cooperează cu Federația Rusă, inclusiv sunt ungurii, sunt mari subcontractori pe ai rușilor, ai companiilor rusești pe piețe terțe. Deci există o anumită, semnalele politice, declarațiile politice ale prim-ministrului Victor Orban, ale ministrului de externe Siarto, sunt tot atâtea semnale politice în direcția Moscovei. Iată că se mai face un pas prin simplificarea regimului vizelor pentru Federația Rusă. Deci nimic nou. Practic trebuie spus că Ungaria nu riscă nimic, sunt declarații politice foarte slabe. Au fost reacții din partea domnului Borrell atunci când premierul maghiar a făcut acele vizite, fiind totuși aureolat, chiar dacă el a declarat că n-a mers în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Europene, totuși acele vizite au coincis cu îmbrăcarea acestei calități, dacă vreți. Dar nu am văzut reacții puternice nici din partea președinției franceze sau a Ministerului de Externe sau a Ministerului de Externe german. Din păcate, Uniunea Europeană, foarte multe țări sunt ocupate cu altceva și văd că și Victor Orban nu riscă absolut nimic. De aceea acest joc care, într-adevăr, contează, vedeți, la nivelul percepțiilor și nu numai a percepțiilor. Vedem că Ungaria a obținut și derogări din partea Uniunii Europene și NATO pentru a, în privința participării financiare la efortul de apărare al Ucrainei, dar sparg într-un fel unitatea Occidentului.
Bun, acum sunt membrii ai Parlamentului European care se declară indignați de această relaxare a regimului obținerii vizelor de către ruși pentru Uniunea Europeană. Cu toate acestea, ce se poate face, domnule Lăzescu? Bun, în fapt, cum să spun, apropo de acuzații de spionaj, nu cred. Cred că sunt destul de mulți cetățeni ruși sau neruși care lucrează pentru Moscova în Uniune. Nu cred că asta e problema. Ceea ce a dorit Victor Orban, să, ca de obicei, să transmită niște semnale, să ia lumea act de poziția sa diferită. De altfel, chiar acel traseu pe care era pomenit mai devreme, după părerea, evident că el n-a avut în vedere neapărat să obțină, și era și improbabil cu totul, chiar dacă ar fi dorit să facă, să negocieze ceva în zona asta de pace pentru Ucraina sau soluții pentru Ucraina. Numai că el a dorit, pe de-o parte, să întărească aceste relații cu Moscova și Beijing ca o contrapondere la Bruxelles, cu care are relații, în general, cu multe cancelari europene care are relații tensionate. Și în al doilea rând, și mie asta mi se pare important, a dorit să transmită un semnal, să se poziționeze ca un fel de lider, dacă vreți, a acelui curent nefavorabil sau ostil pe față Ucrainei. Oricum, acel curent care militează pentru o negociere rapidă a unui acord acolo. Pentru că, într-adevăr, cum spuneați și dumneavoastră, problema nu e, sigur, până la urmă, în mod inevitabil, ca să fim realiști, mai ales că și Ucraina pare să fie devenit mai realistă, inclusiv opinia publică din Ucraina. Iată, Kuleba s-a dus la Beijing. Mă rog, adică lucrurile sunt clar, se îndreaptă într-acolo, dar evident trebuie să, Kievul trebuie să fie într-o situație mult mai bună decât este în prezent. Și de aceea acest tip de îndemnuri grăbite nu ajută la nimic. Acum, apropo de întrebarea noastră directă, nici eu nu cred că poți să faci mare lucru. Sunt declarații politice, până la urmă, cum să spun, structurile, de altfel sunt, ați văzut, chiar ideea aceea cu boicotarea acelui summit informal, care e o cutumă atunci când o țară preia președinția Uniunii Europene. Slovacia, Olanda au declarat că nu vor ține cont de boicot. Adică sunt multe voci diferite în Uniunea Europeană, cum sunt și în Parlament. Deci, în mod concret, nu prea se pot face mare lucru, mai ales că Orban probabil va fi atent să nu încalce, să relaxeze, eu știu, să mărească viteza, să găsească soluții ca să miște lucrurile mult mai repede, dar, repet, nu cred că e problema spionajul, cât problema e semnalul pe care, prietenos, pe care a dorit să-l transmită Orban, sigur, mai ales la Moscova, că la Belarus, oricum, ele sunt la pachet în acest moment. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Popescu, Andy Lăzescu, pentru intervențiile dumneavoastră. Astăzi o luare de poziție destul de dură a lui Nicușor Dan, pe care nu l-am mai auzit atât de des după alegerile locale. Nicușor Dan iese și se ia la luptă cu rechinii imobiliari. Ne tot întrebam atunci cine sunt acești rechini imobiliari. De ce insistă Nicușor Dan să ne vorbească despre acest pericol pentru București? Iată, Nicușor Dan se duce în sectorul 5 și atrage atenția în legătură cu o construcție a unui bloc de 35 de etaje, construcție care, în opinia sa, n-ar trebui să vadă lumina zilei. Îl ascultăm pe primarul general al Capitalei. Am venit aici pentru că acest pud este nelegal. Le-am făcut, în primul rând, că azi la ora 12 am trimis o adresă către primăria sectorului 5, în care am solicitat primarului să scoată proiectul de pe ordinea de zi, consilierilor să nu-l voteze și dacă îl votează, secretarului general să nu-l contrasemneze pentru legalitate, în care le-am spus mai multe motive de nelegalitate ale acestui proiect, cel mai important fiind acela că am retras avizul de circulație. Orice pud, orice documentație de urbanism și uneori și autorizație de construire trebuie să aibă un aviz de circulație. Instituția noastră, Primăria Municipiului București, a dat un aviz de circulație în august 2023 pentru acest proiect, pe care eu l-am retras azi. Proiectul nu mai are aviz de circulație,
nu mai poate să fie votat azi, mâine. În afară de acest motiv de nelegalitate, mai sunt câteva. Faptul că pentru locuințe noi avem o hotărâre de guvern care spune că oriunde construim preponderent rezidențial locuințe, procentul de ocupare a terenului trebuie să fie maxim 40% și aici este 60%. Mai avem un articol din legea urbanismului care spune că atunci pentru orice proiect cu densitate, așa numitul CUT, mai mare de 4, orice proiect cu CUT mai mare de 4 nu poate să fie aprobat de către Consiliul General prin PUG, nici de cum prin PUD. Și mai avem un motiv de nelegalitate care vizează faptul că planul urbanistic zonal pe care ei trebuie să-l respecte prevede mai mult spațiu verde decât pe sol natural, decât spațiu verde pe care el prevedea un PUD. Nicușor Dan a început să-și ducă lupta aceasta cu ceea ce el numește rechinii imobiliari la lumina zilei, cheamă jurnaliștii, face declarații. Îi mulțumesc domnului Andrei Dimitriu, Alexandru Dimitriu, scuze, este candidatul, fostul candidat, am mai zis Andrei și cu alte ocazii, fostul candidat al USR la primăria sectorului 5, cunoașteți bine, sunteți în Consiliul Local de la primăria sectorului 5. Domnule Dimitriu, bun, un bloc cu 35 de etaje s-au mai văzut în București. Au fost foarte multe semnale de alarmă pe care le-a tras Nicușor Dan în campanie electorală. Acum îl vedem la scenă deschisă, făcând declarații împotriva acestor oameni. Care sunt resorturile acestui război? Asta ne interesează să înțelegem. Păi, nu e vorba despre un război pe care îl duce dumnealui sau îl ducem noi cei din USR Sector 5, ci este o apărare pe care o facem împotriva unei dezvoltări imobiliare sălbatice. Noi vorbim despre un proiect care nu are doar un turn de 35 de etaje, adică de 120 de metri înălțime, ci de 5 turnuri. Vorbim despre o aglomerare urbană care va genera un plus de cam 15.000 de oameni în centrul sectorului 5, într-o intersecție, gândiți-vă, intersecția Panduri cu Progresului, e foarte aproape de Marriott, va genera o aglomerare urbană anormală. 15.000 de oameni în plus într-o astfel de zonă sunt imposibil de suportat pentru rețelele edilitare, pentru trafic și așa mai departe. Și atunci, oamenii din zonă, văzând acest proiect împreună cu noi, cei de la USR Sector 5, am analizat cu temeinicie acest proiect și am observat că are serioase vicii de nelegalitate. Le-am prezentat primarului general, care din fericire a venit cu altele suplimentare și de aici vorbim despre o apărare, nu un război declanșat de noi. Noi ne apărăm împotriva sufocării Bucureștiului, în cazul de față ne apărăm împotriva sufocării sectorului 5. Deci primarul general de aici înainte, când va constata că există un risc de supraaglomerare, așa cum spuneți dumneavoastră că s-ar putea întâmpla în zona Marriott, în sectorul 5, cu 15.000 de oameni care ar bloca traficul și infrastructura de acolo, va ieși de fiecare dată să atragă atenția? Cum este și normal, dar noi nu vorbim aici doar de o chestiune de oportunitate, adică nu vorbim doar e oportun să construim sau nu, ci este ilegal. Domnul primar general, înainte de intervenția pe care mi-ați permis-o, am auzit că a reiterat toate aceste elemente de nelegalitate pe care le-a și propus Consiliului Local și consilierilor pentru a fi avute în vedere. Deci noi vorbim de chestiuni de nelegalitate și totodată vorbim de chestiuni de lipsă de oportunitate. Și aș vrea să vă dau un exemplu foarte elocvent. APA Nova, când a venit vorba de aprobarea acestui plan urbanistic de detaliu, a venit cu un aviz negativ. Și APA Nova a spus așa, nu pot să ofer prin rețeaua pe care o am apă potabilă pentru cei 15.000 de oameni, nu pot să ofer canalizare pentru cei 15.000 de oameni. Deci avem un aviz negativ de la APA Nova și totuși Piedone, mânat de probabil niște interese meschine acolo la mijloc, cere Consiliului Local, nou consilierul, să aprobăm pentru UAN o astfel de dezvoltare urbană. Păi da. Nu se poate așa ceva, să ne batem joc de București și de sectorul 5. Nu se acord cu asta. Dar care sunt motivele pentru care insistă primarul să fie aprobată această dezvoltare urbană, cum se numește acum?
Aici sunt două variante simple. Una este incompetent și nu-și dă seama de risc. În mod normal, incompetența asta acum ar trebui să nu mai existe pentru că i s-a spus verde în față care e situația. Sau doi, are niște interese în spate care sunt la limita legalității. Mulțumesc foarte mult, domnule Dimitriu, pentru intervenția dumneavoastră. Ați văzut imaginile. Nicușor Dan atrage atenția în legătură cu faptul că un bloc de 35 de etaje nu poate fi suportat de zona în care dezvoltatorii vor să îl construiască. Facem o foarte scurtă pauză. Discutăm despre o chestiune foarte interesantă. Este vorba despre faptul că în România consumul de droguri ar putea să fie permis într-o anumită limită. Despre ce e vorba? E o chestiune care vizează mai ales pe șoferi. Discutăm despre asta în câteva minute. Într-o țară în care consumul de droguri, mai ales în rândul șoferilor care se urcă drogați la volane, consumul de droguri face ravagii, există o propunere din partea medicilor legiști care spun că ar fi bine să existe niște praguri pentru consumul de droguri, la fel cum există în cazul alcoolului. Cei care sunt găsiți drogați și au capacitatea de a conduce o mașină ar putea să fie pedepsiți mai ușor. Bun, recunosc că este o chestiune care, într-o primă fază, are un potențial de revoltă. Cum adică să fie pedepsit mai ușor un om aflat sub influența drogurilor? Îi mulțumesc domnului Cătălin Țone, este expert antidrog. Ni se alătură într-o legătură directă. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Bine v-am regăsit! Domnule Țone, cum ar funcționa chestiunea asta? Da? Există un șofer depistat drogat la volan, să sperăm că drug testul funcționează și că dă rezultatul real, nu așa cum se întâmplă deseori când rezultatele nu sunt reale. Și dacă a consumat o cantitate mai mică de drog, poate fi pedepsit mai puțin. Trebuie să înțeleagă toți telespectatorii. Mecanismul este următorul. La alcoolemie lucrurile sunt simple. Articolul 336 aliniatul 1 din Codul Penal prevede obligativitatea sau, mă rog, limita de imbibație alcoolică de 0,8 la 1000. Deci, practic, se vorbește despre o chestiune care este cantitativă delimitată. La drogul lucrurile nu pot sta chiar așa, aliniatul 2, pentru că la alcoolemie vorbim despre o singură substanță, da? Care este prezentă în diferite băuturi alcoolice. Dacă vorbim despre droguri, vorbim despre sute mii de substanțe active care sub o formă sau alta au efecte diferite în organism. Este foarte greu, dacă era simplu, se stabilea prin lege, atât în legea din România cât și legea din exterior, se stabileau anumite praguri. Dar imaginați-vă că trebuie să stabilească anumite praguri pentru toate cele sute mii de substanțe. Eu am citit foarte atent punctul de vedere al medicilor legiști, am toată aprecierea față de dumnealor. Punctul de vedere este un punct de vedere științific, spun despre competențe, care sunt etapele, e foarte bine pentru cei care nu cunosc, dar în același timp nu se exprimă ferm în legătură cu stabilirea acestor praguri, spun că, sub o formă sau alta, dumnealor sunt cei care vor stabili printr-o expertiză la cel organ de urmărire penală dacă persoana respectivă a fost sau nu sub influență, în funcție de analiza cantității de substanță pe care a avut-o, în funcție de condițiile psihofizice și alte lucruri de acest gen. Deci, practic, eu nu cred că este o propunere, pentru că și în concluzie, undeva, lucrurile sunt lăsate undeva, așa în aer, cred eu că au vrut să exprime faptul că trebuie să înțelegem, este o presiune foarte mare pe ei. Pe mine mai descumpănește oarecum că nu spun din nou, pentru că am mai spus-o în trecut, așa volat, că au o problemă serioasă cu dotarea, o problemă serioasă cu tot ceea ce înseamnă personal și se creează un contrast, pentru că Poliția Națională s-a dotat cu drag testele care sunt performante, sunt numai puțin de 800 la nivelul actual, s-au scos cele care nu au fost performante. Sunt foarte multe analize care se solicită și nu fac față cu numai 5 laboratori la nivel național. Și aici este marea problemă. Cred eu că ar trebui lucrurile privite dintr-un punct de progres și e o undă de lumină prin faptul că Ministrul Sănătății, în urmă cu ceva timp, a ieșit public și a spus că se fac eforturi semnificative pentru dotarea structurilor de medicină legală. Cred că acesta este desenul general pe care trebuie noi să-l analizăm. Da, dar este unul descumpănitor, pentru că dacă au fost atâtea dispute în jurul drug testelor acestea care funcționează sau nu funcționează, acum dumneavoastră ne spuneți că și medicii legiști
sunt privați de infrastructura necesară să ne dea niște rezultate concludente în timp. Este realitatea asta. Să știți că, practic, numai 5 laboratoare, vă dau un singur exemplu, Institutul Național de Medicină Legală, vorbind de laboratoare autorizate, atestate, pentru că sunt laboratoare care emit documente ce devin probe în dosarele penale, deci te joci cu libertatea omului. De fapt, nu trebuie să te joci cu libertatea omului. Și vă spun un singur exemplu, INML-ul Mina Minović din București are numai puțin de 17 județe de unde primesc probe și le analizează. Iașiul are 9 județe și mai sunt încă 3 care sunt concentrate undeva în zona Târgu Mureș, Timișoara, Cluj. Deci, practic, nu e normal. În opinia mea, ar trebui la în fiecare județ există un astfel de laborator la serviciile județene de medicină legală pentru a se acoperi. Pentru că, să vorbim concret, vorbim despre un fenomen care s-a extins fulminant în Europa și în România, vorbim despre incidente care creează emoție publică, vorbim despre faptul că în condițiile în care aceste rezultate nu sunt gata rapid, nu se pot lua măsuri preventive, privative de libertate de multe ori, și am un caz de la Zlatina, un șofer drogat a ucis, rezultatul nu a venit în timpul necesar pentru a s-a luat măsura reținerii și ulterior condamnarea sa preventivă, a plecat din țară și a fost dat în nume general pentru că n-a mai fost prins. Deci, vedeți, lucrurile aici se joacă undeva. Cred eu că ar trebui să existe o uniformitate din punct de vedere al dotării. Ministerul Afacerilor Interne s-a mișcat mult mai bine. Cred eu că ar fi trebuit să existe o comunicare mult mai bună între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății pentru a exista această zonă de balansare din punct de vedere al dotării și al încadrării resurselor umane. Mulțumesc foarte mult, domnule Țone, pentru intervenția dumneavoastră. Ne întoarcem la informația serii. Vă spuneam, Israelul a atacat Libanul și o informație de ultimă oră care vine de la Tarom. Tarom care suspendă toate zborurile către Beirut pentru zilele de miercuri, cred că și pentru ziua de joi. Dar este în legătură directă Ștefan Nedveș, este colegul nostru, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre, jurnalist specializat în domeniul transporturilor. Bună seara, Ștefan, mulțumesc pentru intervenție. Sunt în legătură cu direcția, să spun așa, acel serviciu operativ din cadrul Tarom, băieții care se ocupă de securitate, și mi s-a comunicat faptul că Tarom a fost singura companie care a zburat, să spun așa, până astăzi în acea zonă, cu toate că securitatea aeriană a fost o problemă începând de duminică seara. Așa e, da. Cu toate acestea, Tarom a zburat în continuare și în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi comunică domnii de la securitate, să spun așa, legat de tot ce înseamnă securitatea zborurilor din cadrul Tarom, că este o decizie luată după anumite analize și după anumite comunicări transmise din zona de conflict, ca să spunem așa. Da. Mâine și joi nu se zboară spre și dinspre Beirut. Deci nu va fi niciun zbor nici în ziua de miercuri, nici în ziua de joi. După aceste zile, probabil vor fi reluate sau se așteaptă? Comunică, nu știm exact, chiar am întrebat, în funcție de mâine și joi, de miercuri și joi, în funcție de ceea ce se întâmplă și cum evoluează lucrurile în acea zonă de conflict, vor decide dacă se reiau sau nu zborurile. Ștefan, aș vrea să discutăm dincolo de chestiunea asta. Tarom nu ia o decizie, adică piloții români sunt printre cei mai curajoși și ei zboară până când se întâmplă realmente ceva. Și chiar dacă au existat consemne de adresate turiștilor din țările occidentale, Tarom a zburat, după cum menționai și tu. Da. Mai sunt și alte destinații din lume către care Tarom nu zboară acum sau e singură? Nu, e singură. Nu, chiar am întrebat dacă există și alte rute din apropiere, să spun așa, dar mi-au spus că nu întrerup zborul nici spre Tel Aviv. Știți că se zboară spre Tel Aviv, s-au reluat zborurile. A fost o perioadă în care nu s-a zburat în toamna anului trecut, dar în momentul de față Tarom zboară spre zona aceea, excepție făcând zilele de mâine și joi spre Beirut și dinspre Beirut. Ce au de făcut pasagerii care aveau bilete pentru această destinație?
Pasagerii își vor primi contravaloarea biletelor înapoi fără nicio problemă, iar a transmis Taroma acest lucru că se emite, adică se poate libera suma de bani dacă a costat acel bilet dus întors sau dus. Și în contextul de față, dacă există pasageri care se îndreaptă spre care doresc și anumite despăgubiri, în funcție de situații și de ceea ce spune codul aerian, se vor acorda sau nu. Dar în contextul de față, când există acest conflict în zonele de pe planetă unde există astfel de conflicte, nu știu să se acorde despăgubiri decât plata banilor legat de bilet. Da, într-adevăr, din comunicatul Tarom rezultă faptul că, citesc, pe fondul agravării tensiunilor din Orientul Mijlociu și în urma alertei de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe, care informează asupra riscurilor de securitate pentru deplasările în Republica Libaneză și recomandă evitarea oricărei călătorii, Tarom suspendă zborurile și recomandă tuturor pasagerilor afectați de aceste anulări să contacteze compania pentru o reprogramare a călătoriei la o dată ulterioară, fără niciun cost suplimentar. Deci asta se poate întâmpla. Ștefan Edveș, aș vrea să discutăm și despre o chestiune apărută astăzi în spațiul public. De multă vreme știm că în aeroportul Otopeni, Aricoandă, prețurile sunt exorbitante. O constată românii care se deplasează în vacanță pe calea aerului în perioada asta de vară. Dar ceea ce nu știam este că sunt condiții infecte, mizerabile, condițiile în care este pregătită mâncarea, în care sunt depozitate produsele pe aeroportul Otopeni. Haideți să vedem următorul material și îl comentăm împreună. Inspectorii ANPC au mers în control la comercianții ce își desfășoară activitatea pe aeroportul Otopeni. Autoritățile au vrut să vadă dacă 29 de operatori economici își desfășoară activitatea cu respectarea normelor legale în domeniu. Deși practică prețuri enorme, mâncarea este departe de a fi la același nivel. Inspectorii ANPC au constatat abateri grave la mai multe magazine de alimentație publică, mai exact produse ținute la temperaturi și condiții improprii, diferențe de gramaj între valoarea declarată de vânzător și cea comercializată, dar și condiții insalubre pentru depozitarea mâncării și mai multe alte nereguli. În cazul a 15 magazine s-a dispus oprirea temporară a activității până la remedierea deficiențelor constatate. Pentru alte 5 restaurante s-a impus închiderea pe o perioadă mai îndelungată de 6 până la 12 luni pentru neregulile grave care puneau în pericol sănătatea clienților. Alți comercianți au scăpat mai ușor, numai puțin de 58 de amenzi au fost aplicate comercianților controlați în valoare totală de peste 540.000 de lei. Totodată au fost date 4 avertismente, dar și confiscate peste 80 de kilograme și peste 1.100 de bucăți de produse neconforme care valorează peste 120.000 de lei în cazul unui restaurant. Ștefan Edveș, iată, există un preț pentru mâncarea aceasta la limita insalubrului, iar prețul este extraordinar de mare. Păi, după șpaga de 20 de milioane de euro din primăvara anului trecut, trebuia să avem această inspecție, să spun așa, a ANPC-ului și să constatăm faptul că s-au amendat acești băieți, această mafie din aeroport cu echivalentul a 100.000 de euro, nu? Da, de dacă câte ori a mai descins ANPC-ul la Otopeni până acum? Că n-am auzit ca aceste vizite să fie prea dese. Să fi fost ANPC-ul în aeroport, dar ei au primit o amendă, mai mulți băieți din această mafie, au primit o amendă de plus minus 100.000 de euro dacă împarți per cap de mafiot în ghilimele, undeva la 5.000 până 10.000 de euro. Sunt banilor de buzunar într-o seară în oraș. Sandwich-uri. Da, da, exact. Câteva sandwich-uri, că e 10 euro acel sandwich în aeroport în contextul de față. Eu stau și mă întreb dacă procurorii DNA, cei care instrumentează acel caz legat de șpaga de 20 de milioane de euro la aeroportul Henri Coandă legat de spațiile food și non-food, exact ce a controlat ANPC-ul în contextul de față, avem și rezultate, pentru că acei oameni care există parte în dosar, inculpați, vinovați și așa mai departe, sunt bine mersi acasă, Laura, se uită la noi în acest moment.
Băieția care sparte în spârși... Păi, că se uită la noi nu e cel mai rău lucru, dar își încasează banii în continuare, nu? Business as usual. Își încasează banii în continuare, exact. Business-ul merge înainte în contextul în care ANPC-ul le taie acea chitanță amărâtă de câteva mii de euro. Până 10.000, până 15.000 de euro. Pentru ei este fix o masă în oraș, într-un club, într-o seară, în contextul de față. De-aia vă spun că mâine stați liniștiți că acei agenți din aeroport își scot banii mâine dimineață la ora 7, când o să vezi cozi la cele cafenele, să le spunem așa, sau spații food, unde oamenii dau 10 euro pe o felie de salam și o felie de cașcaval. Pentru că sunt prizonieri, nu au ce să facă, n-au de unde din altă parte să cumpere. A fost o vară cu întârzieri mari de ore bune și atunci oamenii mai stau într-o cafenea. Că da. 30-40 de zile mai avem vară, încă nu s-a terminat. Da, avem vreo garanție că după vizita asta a inspectorilor ANPC cu amenzi simbolice se ameliorează ceva în calitatea alimentelor? Nu. Nu, pentru că am precizat și data trecută, aeroportul Henicoandă, faca de mulți a Ministerului Transporturilor, are un consiliu de administrație pus pe sprânceană, să spunem așa, nu are rost să reamintim numele acelor persoane care decid tot ce se întâmplă în aeroport, în pixul lor stă cafeneaua și tot ce înseamnă manevrele din aeroport, inclusiv domnul Gabriel Bulgaru, directorul tehnic Henicoandă. Nu se va întâmpla absolut nimic, următoarea furtună aduce următoarea ploaie. Știi bine, în aeroport plouă de ani de zile. Plouă, asta știam, anul ăsta am aflat și că nu merge instalația de aer condiționat. Între timp a mai fost reparată, cârpită pe aici pe acolo. Foarte interesant. Inepuizabilă sursă de probleme acest aeroport, Henicoandă. Și de bani. Singurul bani. Nostru a aeroport. Da. De 90 ceva de milioane de euro a trecut. Da, singurul nostru aeroport mare, poarta noastră de ieșire și de intrare în țară și de ieșire către lume. Mulțumesc, Ștefan, pentru intervenție. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 21 la News Pass. Să aveți o noapte frumoasă!